Bine. Dragi spectatori, voi elevii claselor a 8-a, am înțeles că lectura are un rol important în viața fiecăruia dintre noi. Faptul că astăzi tehnologia ne-a acaparat pe toți, cititul nu mai prezintă un interes, ci o prioritate a vieții. Astfel a devenit o problemă a școlii românești, dar și a societății în general. Sperăm ca sceneta, vrem să vă dăruim o fereastră de Matei Vișniec, să fie un semnal de alarmă, un clopoțel pentru tinerii din zilele noastre. Iată ce vă propun. Noi vă povestim tot. Pentru că vrem să știm unde am greșit. Dragoș, nu te grăbi, că poate n-am greșit chiar deloc. Nu trebuie să facem pe spectatorii noștri să creadă de la început că am făcut cine știe ce prostie. Deci să nu credeți că am făcut vreo boacă, vreo prostie, vreo poznă sau... Hai să începem cu începutul. Întrucât începuse să plouă și întrucât ploaia ne-a prins chiar în fața bibliotecii. În fața noi biblioteci a orașului. Să precizăm însă că noi ne întorceam pe străzi de la școală. Și de fapt avem de gând să mergem în parc, deși eu v-am propus întâi să mergem la cinema. Vinerea trecută, când am ieșit de la școală, cum toți trei locuim în același cartier, ne-am spus. Ce-ar fi să mergem să ne plimbăm puțin în parc? Uite că începe să plouă. Nu e grav, am eu o umbrelă. Degeaba, ce ciulete să ne facă ploaia asta. Și atunci ne-am dat seama că ne aflam în fața unei uși impozante pe care scria bibliotecă. Ce rău am făcut că am intrat? Am intrat din cauza ta, Dragoș. Maria a zis, haideți să intrăm, poate o benzi desenate. Vă rog să-mi dați vina pe mine. Tu, Bianca, ai spus hai să intrăm, că poate o secțiune de muzică. Nu, nu, Dragoș a spus, ia te uite. Haideți să intrăm, că poate o joc cu noi pe computer. Haideți să avansăm. Am intrat toți trei în bibliotecă. Și nu ne-a venit să credem. Pentru că peste tot erau numai cărți. Nu tu DVD-uri, nu tu computere, nu tu fotolii stălănești în ele. Parcă n-a venit și ferestre. Ceva mi s-a părut mie ciudat și le-a spus hai să o ședim de aici, că nu e nimic de făcut. Da, numai că Bianca i-a plăcut plafonul. Unele dintre ele erau pictate. Ia te uite ce caragioși sunt. Parcă ar fi niște îngerași. O, ce caragioși, uite și un țapă. Animalul acela este un noroc. Ce este un noroc? Îi se mai spune și licornul. Nevul mediu era un simbol al purității. A, ați înțeles. Venția este de ștreapta clasic. Îi place istorie, îi plac cai, vezi pe pereți, scrie și poezii și uneori visează cu ochii deschiși. Dragoș. Ce este? Nu fi măgar, atât îți spun, nu fi măgar. Dar n-am spus nimic rău, am spus eu ceva urât când am fost filmă. De ce trebuie să spui la toată lumea? Păi le spui pentru ca să le citească toată lumea? Nu, le spui pentru mine. Îți rog poți. Am jucat această scenă ca să înțelegeți mai bine cum de n-au rătăcit fix în bibliotecă. Noi de fapt tot mergeam... dintr-o încăpere în alta. Gata, haideți să ieșim, poate asta plăcă. O clipă, să ne facem totuși un selfie. Ciudat! Ce? Nu am semnal. Nici eu. Nici eu. Ne-am dreptat noi spre ieșire, parcă ne învârteam în cer. Treceam dintr-o încăpere în alta. Și toate parcă erau la fel. Și am început să ne numărăm. Una, două, 11, 12, 21, 22. Pe aici am mai trecut. Mi s-a părut mie ciudat de la început, că nu, nici un portar, nici un bibliotecar. Hei, ne aude cineva? Ajutor! Dragoș, nu te panica! Hei, unde este ieșirea? La dreapta sau la stânga? Hei, mă numesc Maria, am 15 ani și m-am rătăcit în bibliotecă. Mă aude cineva? Hei, mă numesc Bianca, am 14 ani și m-am rătăcit în bibliotecă. Mă aude cineva? Mă numesc Dragoș, am 15 ani și m-am rătăcit și eu în bibliotecă. Ajutați-mă să ies și promit că nu mai pun niciodată piciorul aici. Nici o încăpere n-a dat ferest. Iar mie mi-a venit să plâng. Ba chiar ai plâns puțin. Iar eu înghițeam în sec și aveam palmele transpirate. Simțeam fior de aici. Acela a fost momentul când am avut o revelație. Nu, nu ne-a venit ideea. Nici mie și nici Maria. Ce-ar fi să deschidem fiecare câte o carte? Când Dorința a spus ce-ar fi să deschidem fiecare câte o carte, parcă ni s-a aprins o veioză în creier. Ne-am apropiat de rafturi, cărți de călătorie, romane cu sutele, piese de teatru, istoria marilor descoperiri geografice. Am expresat așa de întâmplare un roman. Pe copertă scria insula misterioasă. Toți trei ne-am deschis cărțile și brusc ne-am dat seama. Ferestre mari care dădeau spre stradă, spre piața mare, spre parc, spre școală. Spre gara centrală, spre propriile noastre locuințe, spre birourile unde lucrează părinții noștri, spre trecut și viitor. Spre tot felul de munți, de mări, de întrebări, de răspunsuri. Și spre noi înșine. Și nu ne-am mai temut de nimic. Ne-am dreptat citind spre ieșire. Acum înțelegeți de ce ne aflăm în fața voastră? Cu cărțile astea în mână? Da, vrem să vă dăruim. Vrem să vă dăruim câte o fereastră. Visele se nasc din cărți. Cărțile se nasc din vise. Viața noastră e o carte, cu ferestrele deschise. Cine știe să citească, în cuvinte și în stele, se va oglindi în lumi înțelepte și rebele. Mai rapid decât săgeata,
mai puternic decât vântul, mai solar decât lumina. Este numai el, cuvântul. Cum cuvintele sunt vii, orice carte este vie și devine cel mai cosmic mijloc de călătorie, deschizând o carte nouă. Crești o nouă dimineață, în grădina de cuvinte, cu ferestrele spre viață. Sfârșit.